Are dublă specializare, atât pe detecția de substanțe interzise, cât și pe țigări și produse de tutun. Un câine foarte bun, un câine foarte activ, un stăpân la fel ca și... Și în plan real, da? În portiere, într-o de rezervă, în rezervoare, da? Cam astea sunt locurile utilizate de contrabandă. În bordul la mașini, dar nu putem să facem exerciții să vă arătăm în interior la bord, pentru că n-ați vedea nimic. E foarte greu de urmărit. De aceea toate exercițiile care sunt făcute pentru această prezentare sunt făcute cu locuri de ascundere la care câinii să marcheze din exterior. Câinele selectează, îți indică mașina care are probleme. După ce câinele face acel marcaj, după ce dă indicație că în acea mașină se află ceva, obligatoriu mașina este introdusă în hala de control, unde se face un control amănunțit al acesteia. Da? Vedeți? Câinele a avut o reacție. Da? Deci când a trecut de sursa de miros, câinele a pus frână. Da? De-aia am cerut ca copiii să se dea mai în spate, că există un risc aici. Asta e
surpriză între voi. Da? Deci cum vă spuneam, deci câinele face acest serviciu pentru vama română, pentru autoritatea vamală, pentru momentul ăsta de joacă, pentru momentul ăsta de bucurie, pentru pasiunea cu care stăpânul său interacționează cu el. Nu, deci nu dăm nume, nu vorbim pe nimeni de rău. Spun doar atâta. Vama română îți ține câinii acasă la instructor. Da? Câinii care ies la pensie, care ies din serviciu vamal, rămân în continuare în casele, în apartamentele, în curțile acestor oameni care au avut în serviciu. Avem colegi care la momentul ăsta stau în apartament de 3 camere, da, cu 2 câini de serviciu. Unul care s-a pensionat și cel care este activ. Da. După cum vedeți, în portieră erau băgate țigări. Tora. E un câine care lucrează la birou vamal de frontieră Halmeu, la frontiera cu Ucraina. E un câine care a descoperit o cantitate de 11 baxuri de țigări pe un Volkswagen Passat. O mașină berlină, normală, dar plină cu țigări peste tot. Portiere, porbagaj, roată de rezervă. Nu exista loc de la mașina aia în care să nu fi fost introdus o cantitate de țigări. Control cum pendulează printre oameni, cum merg pe banda de bagaje. Da. Vedeți că ne intrați în față, doamnă. Bravo, băiatul! Deci, după cum ați văzut, mine le-a pus laba pe baliză și în secunda următoare s-a uitat către stăpân. Da? Deci există acea interacțiune între om și câine, acea comunicare între stăpân și câine. Noi aici nu trebuie să împrim, noi formăm echipe canine. Deci pregătim atât pe om cât și pe câine. Care, cum v-am spus, de-abia anul acesta și-a terminat pregătirea, formarea.
Speedy se numește. Datorită vântului, dacă ați observat, era minusicipalizat din lada dinainte și lada de după. Și a ales-o pe cea care are susta de noroc. Hai o poză! Mai țineți un pic să-i mai vedeți și noi. În ladă, s-a schimbat lada și avem o ladă în care avem o cantitate de substanțe interzise. E o femelă, dar e o femelă mai bărbată decât toți masculii. O să vedeți câtă dorință are în ea. Ema! Bravo! Bravo! Bravo, tate, bravo! Ia, mai stai să-l filmăm și noi. Produsul este băgat într-un săculeț de plastic sigilat pentru ca pinele să nu intre în contact direct cu substanța. Mai stânga puțin de până. Da, o mașină a plecat în urmărire, cea de-a doua intră în dispozitiv pentru a bloca mașina. O să fie mult mai închis de văzut de aici, din poziția asta. Da, stau în fața noastră. Aici, lângă mașină, nu cred. Avem ceva aici? Ai ceva acolo? Sună nimic acolo, de unde ne scoți? Da, după cum vedeți, putem să prindem și contrabandiști, dacă e cazul. După cum am spus, câinele este din rasa ciobănesc belgian, se numește Zip, da? Și este specializat pentru detecția de sigarete. În canistra pe care a efectuat marcajul, se află în interiorul ei se află un compartiment în care sunt ascunse țigări.
Această canistră a fost găsită în frontieră la birou vamal Halmeu. După mai multe treceri succesive, a fost găsită cu un câine. Câinele Torres, căpănești german. Bravo! Are compartiment pentru țigări în interior, iar dejurul împrejurul compartimentului, da, se poate alimenta cu combustibil, dacă îmi pui mâna pe ea, este la fel de grea ca și... Aici am spus! Aici am spus! Deloc și ei așteaptă. Da, trebuie să-i arătăm ce are de căutat, pentru că el simte pe vânt mirosul de la celelalte surse. Așteaptă. Și încă o dată mai dai comandă. Deloc! Barbu. Hai mai stai. Geri, tu te obi mai stai, apoi. Eu n-am de ce să stau. Toate cramele au. Merge. Gata? Hai, gata. Ați asistat astăzi la finalul unui exercițiu de reoperaționalizare a echipelor canine ale Vămii Române în vederea combaterii traficului ilicit cu țigarete. Mașina ca nimeni cum arată ea, că voi fac primar. Am stat că știam că există. Da, deci tot mă arată acesta. Da, și mă suntem dași. Imediat. Poate s-a pus covoraj de cauciuc pentru a fi ușor de curățat, de întreținut. Că trebuie să ne gândim că până la urmă transportăm un câine. Câinele poate fi imprevizibil. Ăsta care l-am eu, al meu e ok, e cu minte, e liniștit, dar sunt câini genul de ciobănesc belgian care dacă a văzut o căruță ceva pe drum, da, imediat a sărit să latre, să facă scandal. Sau ai vreun om în mașină, îi se pare ceva ciudat, poate să-l... Da. Pentru televiziune, pentru noi, o să bagi. În această săptămână am desfășurat programe de pregătire în vederea derulării unei viitoare operațiuni pentru stoparea contrabandei cu țigări la frontiera cu Ucraina și cea cu